Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Andrada Găroc și vă prezint jurnalul Știi TV. Situația spațiilor destinate procesului educațional susținut de personalul didactic al Colegiului Național Unirea este subiectul care a reunit reprezentanți ai tuturor factorilor decizionali implicați în procesul de gestionare a clădirii, care reprezintă mărul discordiei de ceva vreme. Cu toții s-au așezat la masa discuțiilor purtate pe această temă, întrunirea fiind mediată de prefectul județului Lucian Goga. Dacă în cadrul discuțiilor purtate săptămâna trecută pe tema spațiilor destinate claselor Colegiului Național Unirea au lipsit o parte dintre cei implicați din diverse motive, astăzi partenerii de dialog au fost reprezentanții tuturor instituțiilor regăsite în gestionarea acestei situații. Ce se întâmplă cu copiii? Pentru că acele săli de clasă fac educație cu niște copii. Deci problema este mult mai amplă, este și socială, este și școlară, este și administrativă și nu ne limităm la doar două încăperi sau două săli de clasă. Ăsta e aspectul care trebuie să-l înțeleagă autoritățile. Și noi, părinții, nu mai dorim să fim puși în fața faptelor împlinite. Cum anul trecut, în septembrie, venim la școală dimineața și ni se spune frumos că nu este spațiu. Prefectul județului spune că în urma discuțiilor, semnatarii convenției care vizează utilizarea spațiilor destinate procesului educațional întreprins la Colegiul Unirea din Târgu Mureș au ajuns la un acord comun. Este vorba despre Primăria Municipiului Târgu Mureș și Arhiepiscopia Romano-Catolică. Această convenție prevede utilizarea celor două săli de clasă regăsite în corpul B de către Colegiul Unirea până în anul școlar 2018-2019. Primăria Municipiului Târgu Mureș știe pentru ce plătește chiria acolo și că cele două săli de clasă vor fi folosite de către Colegiul Național Unirea până în anul școlar 2018-2019. Există o înțelegere între cei doi directori, Colegiul Național Unirea și Colegiul Romano-Catolic, dar acea înțelegere, susține domnul inspector general școlar, face referire la pur și simplu la utilizarea și responsabilizarea celor care folosesc acele săli de clasă. Inspectorul școlar general Ștefan Someșan spune că instituția pe care o reprezintă nu este parte a acestui protocol încheiat între Primăria Municipiului și Arhiepiscopia Romano-Catolică. Inspectoratul școlar nu este parte a acestui protocol, nici nu are prerogative legale conform legii numărul 1 din 2011 cu privire la această problemă. Și nici înființarea unei unități de învățământ liceal sau de altă natură nu intră direct în competența inspectoratului școlar, ci anume administrația locală, Consiliul Local, stabilește rețeaua unităților de învățământ prin hotărâri de Consiliul Local. Directorul Colegiului Național Unirea declară că înaintarea propunerii cu privire la planul de școlarizare necesar anului școlar 2016-2016 s-a efectuat având la bază respectarea în totalitate a Convenției de folosință a spațiilor destinate formării educaționale. Ne bazam și pe cele două săli de clasă care ni se cuvin începând cu anul școlar 2016-2017. Am înțeles că și Liceul Teologic a propus cu două clase în plus, iar de acolo pornește întreaga problemă, că n-au ei unde să-și desfășoare activitatea. Nu ne privește pe noi, le doresc succes, sper să-și rezolve această situație, dar Colegiul Național Unirea, când și-a propus planul de școlarizare, s-a bazat pe Convenția de folosință și pe faptul că am avut 7 clase, au absolvit 7 clase, propunem 7 clase și ni s-au aprobat aceste clase. Reprezentanții unității de învățământ și ai părinților spun că așteaptă în scris concluzia discuțiilor purtate în cabinetul prefectului județului Mureș și solicită totodată eliminarea incertitudinilor în ceea ce privește viitorul Colegiul Național Unirea. Zeci de studenți ai centrelor universitare din țară au participat la sesiunea de prezentare specifică debutului unei noi ediții a școlii de vară, organizată sub egida Universității Petru Maior din Târgu Mureș. Temele propuse de organizatori și programul atractiv au stârnit interesul nu doar în rândul tinerilor care urmează cursurile specializării de drept, ci și a celor care au ales să urmeze o altă specializare.
Ajuns la cea de-a noua ediție, evenimentul International Summer Law School atrage de la an la an tot mai mulți participanți, studenți dornici să își completeze cunoștințele acumulate printr-o serie de activități practice. Subiectul abordat este unul de actualitate. Invitații vor dezbate teme precum afaceri publice și private, investiții, comunitate și reglementare. Școala de vară fructifică sau valorifică în principal două lucruri. Tradiția intelectuală a Târgu Mureșului și ceea ce se face aici, oportunitățile care se dezvoltă în cadrul Universităților Petru Maior în deplină concordanță cu ceea ce oferă partenerii în organizarea școlii de vară și, pe de altă parte, încearcă să creeze un spirit de echipă în rândul tinerilor care vin de la multe universități, din țară și din afară. Și credem că acesta este scopul în fond cel mai important. Urmărim în fiecare an ce se reușește din punctul ăsta de vedere și, după părerea noastră, până acum s-a reușit destul de mult. Școala de vară se va desfășura pe tot parcursul acestei săptămâni. Pe lângă cunoștințele teoretice și exercițiile interactive, studenții vor fi angrenați într-o serie de activități menite să le dezvolte spiritul de echipă. Moment emoționant pentru 68 de polițiști care de astăzi își încep efectiv activitatea în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș prin depunerea jurământului de credință. Aceștia sunt candidații declarați admiși la concursul de ocupare a posturilor de agenți din specialitatea Ordine Publică prin încadrare directă sau reîncadrare. Emoțiile au caracterizat ziua de astăzi. 68 de agenți de ordine publică care au ocupat posturile vacante aflate în mediul rural în urma promovării concursurilor organizate în perioada aprilie-mai 2016 au depus astăzi jurământul de credință în cadrul IPJ Mureș. Împreună au jurat să-și onoreze uniforma și să păstreze secretul profesional. Cel care le-a împărtășit o parte din experiența dobândită în domeniu, relatându-le principalele valori necesare a fi promovate în exercitarea meseriei de polițist, a fost comisarul șef al IPJ Mureș, Dumitru Bultag. Sigur că misiunea noastră, cea mai importantă, este de a respecta și de a aplica în mod corect, în mod imparțial și ferm legea. Acest lucru cer tuturor polițiștilor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Mureș, și prin exemplu nostru cred că vom reuși să avem și aprecierile pozitive ale societății. Alături de debutanții din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean au fost și comandanții celorlalte structuri din domeniul apărării, dar și reprezentantul guvernului în teritoriu, prefectul Lucian Goga. Să aveți un comportament demn, să purtați uniforma cu demnitate, să fiți cât se poate de umani, dar cât se poate de ferm în aplicarea legii. Poliția română trebuie să câștige mult mai mult încrederea populației. Populația trebuie să fie convinsă că are mare sprijin în poliția română. Dintre cei 68 de debutanți, 16 sunt femei. Indiferent de motivele care au stat la baza deciziei în ceea ce privește orientarea profesională, noi polițiști își doresc să obțină performanță în domeniul ales atât prin munca depusă cât și prin conduita adoptată. Dorim să mulțumim totodată conducerii de la nivel central, cât și personalul din cadrul Inspectoratului de Poliție a Județului Mureș pentru profesionalismul de care a dat dovadă în ceea ce privește încadrarea noastră din sursă externă. Iar pe voi, dragi colegi, vreau să vă felicit cu ocazia acestei reușite și să vă reamintesc faptul că acest eveniment de astăzi nu este unul doar pur formal, ci este evenimentul care ne încarcă cu o responsabilitate uriașă. Să fie profesioniști, să fie demni și să nu uite cele mai importante principii pe care trebuie să le urmeze orice polițist, cinste și corectitudine în tot ceea ce face. Eu am ales această carieră deoarece acesta este locul de muncă pe care mi l-am dorit dintotdeauna, acesta este idealul meu profesional și consider că pot fi cel mai bun în acest domeniu. Pe viitor doresc să avansez în carieră și să ajung unul dintre cei mai buni polițiști din țară. Noi polițiști încadrați vor avea în dotare armament și vor acționa cu drepturi depline doar după finalizarea tutelei profesionale și absolvirii cursurilor de inițiere în carieră. Din data de 25 iulie până în 21 noiembrie, aceștia vor participa la cursuri de pregătire teoretică și practică.
În vederea dezvoltării spiritului antreprenorial al tinerilor, zilele trecute la Târgu Mureș a avut loc deschiderea oficială a celei de-a șasea ediții a unui demers inovator de formare, Universitatea de Vară BEST. Zeci de participanți din mai multe țări iau parte zilele acestea la lucrările evenimentului. Un demers unic în peisajul educațional din România, inițiat de Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative a UPM și Universitatea din Strasbourg, și-a deschis porțile zilele trecute. Universitatea de Vară BEST, ajunsă la cea de-a șasea ediție, își propune să valorifice la maxim patrimoniul cultural de la nivelul diferitelor țări din Europa. Uneori avem nevoie să vină altcineva din exterior să ne spună cât de bogați suntem și tema noastră de anul acesta este valorificarea patrimoniului cultural și a moștenirii culturale și suntem conștienți și sigur că studenții o să găsească idei foarte bune în domeniul ăsta de a propune proiecte de afaceri sau idei, ONG-uri. Peste 40 de studenți din România, Franța, Slovacia și Moldova, sub coordonarea 10 traineri, cadre didactice și profesioniști practicieni, vor propune modele de proiecte pe tema inovații pentru valorificarea moștenirii culturale și patrimoniale, pe care le vor susține în fața unui juriu de talie internațională. L'entrepreneuriat este beaucoup plus, c'est aussi une source d'épanouissement personnel pour ceux qui créent, une possibilité de se réaliser et une possibilité de prendre en charge son propre destin professionnel. Seminariile de lucru ale Universității de Vară vor fi completate de vizite exploratorii în județul Mureș în vederea promovării valorilor culturale. Stilul de lucru este diferit față de universitățile de vară clasice. Noi nu avem cursuri. Noi avem totul stil descoperă, atinge, gustă și pe urmă vorbește cu cei care fac așa ceva, cu cei care lucrează și pe urmă gândește-te cum ai putea să transforme asta într-o idee mai mare, într-o idee de afacere. Jurizarea proiectelor și închiderea Universității de Vară va avea loc joi începând cu orele 9 și 15 la Universitatea Petru Maior. Cântecul și jocul popular a fost ridicat la rang înalt în comuna Băla la sfârșitul săptămânii trecute. Locuitorii și-au îmbrăcat hainele cele mai frumoase și au luat cu asalt centrul comunei pentru a sărbători o nouă ediție a Târgului de Vară de la Băla. Mobilizare exemplară în comuna mureșeană Băla. Cu mic, cu mare, locuitorii au contribuit cu tot ce au putut pentru a crea sărbătoarea comunității lor. Târgul de Vară de la Băla a devenit deja o tradiție în adevăratul sens al cuvântului, a reunit într-un cadru feeric cântecul și jocul popular situate la mare înălțime. Împreună au demonstrat că Băla nu este o comunitate uitată. Am încercat să organizez acest eveniment împreună cu consilierii locali, cu oamenii care i-am adunat în jurul meu. Am făcut echipă, fiecare cu ce a putut contribui, fără bani de la bugetul local, fiecare cu ceva tradițional de la el de acasă, cu sarmale, cu pâine de casă, cu cocă și am reușit să facem acest frumos eveniment. Promovarea tradițiilor locale reprezintă prioritatea primarului din comună. Cred că cel mai important este să ducem tradiția mai departe. Da, pentru mine este deosebit de important acest lucru, având în vedere că și eu am făcut parte dintr-o formație de dansuri, am cântat muzică populară și chiar vreau să contribui la ducerea mai departe a tradițiilor. Locuitorii din Băla sunt pe an ce trece tot mai încântați de sărbătoarea lor, oameni cu suflet mare, chiar dacă fac parte dintr-o comunitate destul de mică. Suntem bucuroși! Ce vă place cel mai mult de la an la an? Păi distracțiile de aici. Foarte bine, doamnă! Sunt frumos, sătul, beut, nu beut, mai puțin. Ați mâncat, ați băut, muzica e bună, nu? Foarte bună, foarte bună! Și ca totul să fie complet, nu a lipsit nici mâncarea tradițională, care a încântat papilele gustative ale participanților, momentele artistice ținându-se lanț. În fiecare an la Băla, în a doua duminică din luna iulie, se organizează Târgul de Vară.
Nici Bărdeștiul nu a scăpat nesărbătorit. Cea de-a doua ediție a Zilelor Bărdeștiului a reprezentat un moment numai bun pentru localnici de a ieși din case și de a sărbători prin intermediul cântecului și jocului popular. Voia bună a caracterizat și atmosfera din satul Bărdești, județul Mureș. Întreaga suflare a satului a luat parte la cea de-a doua ediție a zilelor dedicate comunităților. Un sat mic, însă cu suflet mare, a trăit la maxim bucuria sărbătorii dedicate lui. Și chiar dacă încă se află la început de drum, sărbătoarea s-a dovedit un real succes. Ca orice început, se pare că suntem pe un trend ascendent, încercăm să creștem în ceea ce facem și încercăm ca tot ceea ce facem pentru comuna și pentru satul, pentru comuna Sânt-Ana și pentru satul Bărdești, să ridicăm ștacheta, pentru că prin ceea ce s-a petrecut la urne și prin schimbările care s-au întâmplat în comună, se ridică nivelul cererilor, ștacheta cererilor pentru din partea oamenilor. Sper să nu le facem de râs. Dorim să continuăm ceea ce au început ceilalți dinaintea noastră și să ducem mai departe comuna, dacă se poate, la un nivel mai înalt. Campionat de fotbal, muzică populară, karaoke, concursuri distractive, dar și muzica ușoară au încântat audiența. Și după atâta distracție nu putea lipsi nici mâncarea, mai exact celebrul gulaș, a cărui aromă te îmbia de departe. Potrivit primarului comunei Sânt-Ana de Mureș, se dorește de asemenea și realizarea Zilelor Sânt-Anei de Mureș. Senatul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș a adoptat la ultima ședință începerea procesului de reformă curriculară și, începând cu data de astăzi, pentru obținerea certificatului de cazier judiciar, nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei. Toate acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt. Senatul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș a adoptat la ultima ședință începerea procesului de reformă curriculară, care se va implementa progresiv până la finalul anului universitar 2018-2019, în sensul adaptării la cerințele actuale ale învățământului medical. Potrivit site-ului UMF Târgu Mureș, reforma curriculară în Universitatea de Medicină și Farmacie este un obiectiv strategic asumat de către universitate în planul strategic de dezvoltare instituțională 2016-2020, printre obiectivele acestuia regăsindu-se consolidarea celor părți ale curiculei, care îi ajută pe studenți să dobândească competențe clinice. Cu această ocazie se va trece la redimensionarea curiculei actuale cu încadrarea în numărul minim de ore și în prevederile ANACIS, în strânsă corelare cu programul de studiu, reevaluarea fișelor disciplinelor și corelarea conținutului curricular cu cele mai frecvente situații clinice pe care un tânăr absolvent trebuie să fie capabil să le managerieze, însă și dezvoltarea abilităților de comunicare ca elemente curriculare obligatorii integrate în disciplinele clinice. La data de 9 iulie anul curent, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au continuat activitățile în cadrul Planului Național de Acțiune Weekend Rutier în Siguranță. Astfel, la data de 9 iulie anul curent, 99 de polițiști de ordine publică și de la rutieră au efectuat activități în urma cărora au constatat 19 infracțiuni, 11 la regimul circulației și 8 de altă natură. De asemenea, au fost aplicate 243 de sancțiuni contravenționale în valoare de 79.800 de lei. Polițiștii au aplicat 33 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea normelor privind ordinea și liniștea publică și 5 sancțiuni la legea pentru protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite. Începând cu data de 11 iulie anul curent, pentru obținerea certificatului de cazier judiciar nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei. Acesta se eliberează de regulă pe loc sau în cel mult 3 zile de la data solicitării. Poliția Română operaționalizează prevederile Ordonanței de Urgență numărul 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Astfel, începând cu data de 11 iulie, pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei. Pentru a se obține un certificat de cazier judiciar în România, persoana fizică poate depune personal cererea tip cu datele completate de stare civilă și motivată la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar însoțită de actul de identitate aflat în termen de valabilitate, chitanță prin care se face dovada activității taxei de prestare serviciu în cuantum de 10 lei.
într-o zonă frumoasă a județului Mureș, unde cerul se întâlnește cu pământul, iar natura pare înfrățită cu oamenii, a luat ființă în anul 2009 Centrul Educațional de Zi Sfântul Dumitru, locul în care copiii din sângerul de pădure, ce provin din familii defavorizate, au găsit liniștea, familia și respectul de care au nevoie. Centrul Educațional din Sângerul de Pădure a luat ființă din inițiativa preotului paroh din localitate și a asociației Agenția Împreună, cu scopul de a fi alături de micuții care nu au acasă posibilitățile necesare unei dezvoltări armonioase. Și în centrul acesta vin 25 de copii. 25 de copii care mănâncă, acesta este cel mai important lucru, apoi că desfășoară o grămadă de activități, jocuri multe. Pe timp de vacanță, ei vin de la ora 8 și până la ora 1, când servesc masa. Programul care se desfășoară aici este următorul. Vin dimineața, la ora 8 iau masa, apoi trec la activități, jocuri, în care învață din jocuri sau din activitățile pe care le fac cu personalul calificat pe care îl avem în centru și din care învață ceva util. Toți cei 25 de copii din centru provin din familii defavorizate monoparentale, cu un risc crescut de abandon școlar și care, fără un program bine organizat, nu a reușit să aibă o copilărie fericită. În timpul școlii, dimineața, copiii vin, iau un sandwich la ora 8 și apoi pleacă la școală. La ora 7 jumate. La ora 8 trebuie să fie la școală, la ora 12 vine prima serie de copii care de clasele 1-4 iau amiaza. În timpul acesta unul dintre animatori îi preia și îi duce la efectuarea temelor. Vine a doua serie la ora 2, clasele 5-8. Vine celălalt specialist, animator socioeducativ, care se ocupă și îi preia, se ocupă de ei și, bineînțeles, după efectuarea temelor, trec chiar și la activități. Acest centru în care copiii primesc hrană, educație, dar și afecțiunea de care au nevoie, supraviețuiește datorită oamenilor cu suflet mare, care din puținul lor aleg să doneze pentru fericirea acestor micuți, devenind astfel eroilor, iar orice gest cu binefacere îndreptat spre ei este binevenit. S-a propus o modificare în codul muncii. Parlamentarii cer ca ziua de vineri să fie mai scurtă, să aibă doar 6 ore de muncă în loc de 8. Numărul de ore s-ar reduce astfel de la 40 la 38 de ore de muncă pe săptămână. Făcând o comparație cu alte țări europene, angajații din Olanda lucrează doar 29 de ore pe săptămână, în timp ce angajații din Danemarca și Norvegia 33. Parlamentarii care au propus acest proiect de lege au menționat faptul că această schimbare nu trebuie să micșoreze salariile angajaților. Mie mi se pare că e ok. De ce? E suficient sâmbătă și duminica și atunci cred că scade și salarul, mă gândesc eu, va fi mai mic. Și dacă se diminuează, vă dați seama că ce greu e să trăiești în zilele noastre cu bani mai puțini. Ar fi binevenită o astfel de inițiativă? Inițiativa, normal, trebuie să existe deja. Dar, din păcate, se face cu totul diferit. În alte țări din Europa se testează eficiența zilelor în care se lucrează mai puține ore. Mai multe companii mici din Suedia testează programul de lucru de 6 ore. Dacă e pentru toată lumea, e pentru toată lumea. O să fie un pic mai greu, că volumul de muncă e același. Deci, cumva trebuie să comprimăm. Pe perioadă scurtă, acest lucru poate însemna costuri suplimentare, deoarece va fi nevoie de mai mulți angajați. Aici punem punct jurnalului. Dacă aveți informații sau imagini care pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știrea@ctv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea Știrea TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!